original, grupul vocal original care va cânta. Nu o să mai întrerupem spectacolul, v-am prezentat-o de la început. Copii, sunteți pregătiți? Da! Perfect. Atunci, să dăm drumul spectacolului. Dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate Moș Crăciun din ceriu de acolo, de le știe toate, uite cum vă spune Badea. Iarna, noaptea, pe zăpadă, el trimite câte un înger la fereastră să vă vadă. Îngerii se uită în casă, văd și spun. Iar moșul are colo în ceriu, la el întindă pe genunchi o carte mare, cu condei de argint el scrie ce copil și ce purtare. Și de acolo știe moșul că-i șiret el lucru mare. Are you tired of love?
zi odată care e interpretul, puteți să-mi spun eu, la ce vreau să-mi mă place. Bună, bună, dragi copii! Bună seara, bună seara! Pe mine mă așteptați? Da! Dar n-ați consultat internetul să vedeți ce trafic este prin frigul ăsta? Ia spuneți, măi copii, aveți o serbare frumoasă pentru moșul, că moșul abia mai ține sacul ăsta din spatele lui. Da! Bucuroși de Moș Crăciun? Da! Wow, să vedeți când am să vă cer eu să spuneți câte o poezie sau ceva, atunci să vedem dacă tot cu același elan spune. Oh, am venit din Moș Crăciun încărcat cu jucării. Aoleu, îmi scapă sacul din spate, dacă m-ar ajuta cineva să-l țălțat o leacă mai sus. Asta! Așa! Să mută Moș Crăciun la voi! Ia să vedem noi! Unde-l fi? Moșul se poate așeza o leacă jos, nu? Ia să vedem. Voi știți ceva urături pentru moșul? Ia să auzi moșul, că moșul are pregătit pentru copiii cei mai frumoși, care toți sunteți frumoși, are un sac plin, cu surprize. Hai să cântăm ceva împreună, da? Hai, cine să tonul?
foarte frumos. Cine v-a învățat așa?
Thank you.
este. Moșul nu le treabă nimeni dacă e o plătit. Foarte frumos, bravo! Foarte mulți ani cu bine.
Thank you.
frumoasă, minunat. Noi cu drag am așteptat să auzim îngeri din cer cântând, cu steaua călătorind, veste bună aducând la tot neamul împreună și la gazde voie bună, ca să trecem să trăim într-un mulți ani fericit. Capriol.
puțină pică. Partea Școlii Românești. Mulțumim profesorilor Radu Covaciu și Carmen Cristea, care în această secțiune au pregătit acest spectacol. De fapt, au pregătit două spectacole, pentru că am mai avut un spectacol de 1 decembrie, așa cum știți, cu cântece patriotice și poezii patriotice și acum un alt spectacol. Cel puțin la cursul de instrumente de suflat ne-au dat gata, într-un timp atât de scurt, ce au reușit să facă. Mulțumim din suflet și micilor artiști, bravo, ați fost extraordinar, continuați! Aduceți copiii la cursuri de muzică și prezență scenică și vei vedea pe scenă. Bravo copii, felicitări! Și acum vreau să anunț că Moș Crăciun are un sac plin cu daruri. O să vă poftim pe rând să faceți un șiraj și să luați treptat darurile. Dar mai întâi, avem un tiraj. Avem aici reprezentanți de la firma Allstate, care invităm un copil pentru un tiraj. Cine vrea să extragă un bilet, ați completat, Gloria, ați completat biletele cu datele personale și acum vom extrage biletul câștigător. Să vedem cine a câștigat un certificat cadou de $75. Baban Anca este poftită în față să-și ia premiul, un card cadou de, în valoare de $75. Dacă mai punem 2-3, vă rog. Felicitări! Mulțumim! Și vă așteptăm cei care doriți să vă schimbați lucrurile. Este o plăcere să vă servim casă, mașină, apartament. Deci eu sunt româncă ca și dumneavoastră și mi-e de deosebită plăcere să lucrez cu doamna Osteria. Bun șans, un anul fericit tuturor! Mulțumim foarte mult! Deci la intrare găsiți... De asemenea, vreau să vă poftesc să luați calendarele școlii. La ieșire veți vedea depliante și calendar cu imagini din sărbările noastre. Contribuție voluntară dacă vreți să lăsați ceva pentru spectacole, pentru recuzită. Și procurați-vă deci acest calendar pe care vi-l oferim cu mult drag. Și acum moșul... Și acum moșul vă invită în liniște să faceți rând. Avem un anunț, domnul profesor de muzică a pregătit încă un spectacol. Vreau să vă explice. Vreau să vă spun, eu, soția mea, fiind muzicieni, avem un cor a capela. A capela înseamnă mai puțin de 10 persoane. Avem un cor de 8 persoane și vom avea un concert pe data de 22 decembrie. Este într-o duminică la Biserica Sfântul Dimitrie cel Nou. Este între Bulevard Sauve, între Bulevard Saint-Laurent și Saint-Denis, aproape de stația de metro Sauve, la ora 2. Adresa este 10.035 Avenue Dotoi. Dacă doriți să ascultați muzică, colinde românești culte și mici aranjamente de colinde pe care Hrușcă le cântă, doar că este făcută pentru doar pentru voce, vă invităm să veniți și să luați parte la sărbătoarea noastră. Mulțumesc frumos! Și acum un ultim anunț. Vă așteptăm cu
drag la, în sesiunea de iarnă. Începem pe 11 ianuarie și vom marca acest început de sesiune cu un spectacol care va avea loc la ora 1. Spectacol intitulat Dor de Eminescu. Deci este un spectacol dedicat zilei de naștere a poetului național Mihai Eminescu în aceeași sală la ora 1. Vă așteptăm cu mult drag și bineînțeles dimineața la cursuri. Precizăm că în sesiunea următoare vom avea un spectacol în fiecare lună, așa că vă așteptăm să ne veniți alături. Mulțumim, sărbători fericite și continuăm să ținem legătura. Numai bine, o zi bună! Copii, vă invit să veniți la Moș Crăciun și domnul cu fotografiile să înceapă să-i fotografieze pe copii. Veniți pe rând și vă fotografiați. Nu, e pe 22, dar pe 22. O să fie foarte frumos. La ora 2. O să fie colind de gen madrigal, doar a capela. Asta e nasul lui... Da.